Ascultă Radio Siget. Bună, sunt Dani Gogea, suntem la Radio Siget și vă invit să ascultăm împreună emisiunea Cult Bazar. În această primă ediție vă invit să cunoaștem împreună formația Therion din Suedia, o legendă vie a Symphonic Heavy Metal-ului mondial. Therion s-a înființat în anul 1987 în Suedia, avându-l ca lider pe Christopher Johnson. Deși numele formației provine din limba greacă, însemnând bestie, de fapt, Therion se dorește a fi un omagiu adus albumului Tumega Therion al celor de la Celtic Frost. De la trupa suedeză de puștani entuziaști care lansau la începutul anilor 90 albumul Of Darkness, până la conceptul muzical-artistic dezvoltat astăzi de Christopher Johnson, unul dintre cei puștani ajunși la maturitate, Therion a cunoscut numeroase schimbări de abordare, dar a rămas mereu un nume aparte al scenei metal și al muzicii contemporane. Chiar de la debut, death metal-ul suedezilor a fost asezonat cu elemente socotite pe atunci avantgardiste în cadrul genului, cum ar fi clapele sau părțile curate de voce. Componența se schimbă la fiecare album, singurul membru stabil rămânând Christopher Johnson, care se ocupa atât de chitară cât și de voce, dar și de orientarea stilistică și de elaborarea conceptuală a materialelor lansate. După o experiență doom, Therion își începe evoluția în direcția în care merge și astăzi, încorporând în muzica sa elemente corale și orchestrale de influență clasică, preclasică sau extraeuropeană. Dacă Lepaca Clifford, album lansat în anul 1995, constituie piatra de hotar a acestei schimbări, albumul Telly, apărut cu un an mai târziu, este socotit până astăzi unul dintre cele mai reprezentative albume ale grupului, precum și ale genului. Un an mai târziu, formația lansează un album de cover-uri, precum și un soundtrack al unui film, iar în anul 1998, formația Therion lansează albumul Vovin, un album care duce mai departe direcția de pe albumul Telly. Piesele sunt lungi, conceptuale și uneori greu de pătruns, precum și versurile, care se aventurează pe un tărâm spiritual confuz și adesea periculos, pe care Christopher Johnson și-l asumă în întregime. Din acel punct al carierei, formația continuă mai departe latura symphonic heavy metal pe care a decis să o abordeze, continuând să lanseze numeroase albume care atrag foarte mulți fani și foarte multe critici de specialitate pozitive. În anul 2015, Christopher Johnson decide să lanseze un proiect personal separat de Therion, numit Luciferian Light Orchestra, un proiect muzical care se dorește să aducă în prim plan ocult rock cu anilor 70 cu haine moderne. Pentru anul 2016, Therion planuiește un turneu alături de Luciferian Light Orchestra, iar noi, românii, sperăm să vedem aceste două formații împreună în România, așa cum am avut ocazia să-i vedem pe Therion în alte trei concerte. În final, vă invit să ascultăm împreună piesa The Rise of Sodom and Gomorrah de pe albumul Vovin, lansat în anul 1998. Audiție plăcută!